Da, în primul rând, bună ziua tuturor. Este prima conferință de presă pe care o susțin în calitate de șef al campaniei electorale pentru referendum. Am dorit să ies în această conferință de presă în urma spectacolului oferit ieri de domnul Traian Băsescu. Traian Băsescu care încearcă să ne convingă de imaculat este dumneavoastră. Cert este un lucru. Pe 29 iulie, războiul declanșat de Traian Băsescu împotriva românilor trebuie neapărat să înceteze. Noi astăzi avem, pe de o parte a baricadei, poporul român. Poporul român care a trebuit în ultimii ani să suporte tăieri de pensii și salarii, să suporte spitale închise, școli uitate în paraștină, doctori fugăriți în România, iar de partea cealaltă, pe acest domn Traian Băsescu și clica dumneavoastră portocalii, știți pe toți, Udrea, Manastase, Cocoș. Într-un fel sau altul, această bătălie trebuie pe 29 iulie să se termine. Pentru că ea are ca miză liniștea în care vrem să trăim cu toți. Eu sunt convins că din acest război va ieși învingător poporul român, pentru că el este cel care va decide asta prin vot. Traian Băsescu a dat impresia prin discursul său de ieri că e un om disperat. E un om pe punctul de a da socoteală pentru toate nenorocirile pe care le-a făcut în acești 8 ani de mandat. Sunt convins că asta este, de fapt, pregătirea retragerii sale politice. Este păcat că face această pregătire în spatele simbolurilor naționale. Eu mă întreb, când Traian Băsescu își arată țimna, își arată cinstea, atunci când ia copiii în brațe, când e în fața televizoarelor, în fața camerelor pe roabete, sau atunci când îi lovește, când copiii spun câte ceva despre el și sunt al unui convins. Pentru Traian Băsescu, Constituția îi arată doar cum să-și atingă scopurile. O consultă tocmai ca să facă ceea ce nu e scris în ea și pentru dumnealui sunt convins că în momentele în care nu-l vede nimeni, nu e decât o șerpă de șters pe jos. Nu contează pentru el faptul că a transformat România într-o republică prezidențială, așa cum era pe vremea lui Ceaușescu, și nu contează că România a făcut deja o revoluție împotriva acestei gesturi. Astăzi am văzut consilierii prezidențiali plătiți din banii statului, stau și fac campanie electorală pentru dumnealui și încearcă să-i mintă în continuare pe români. Important este ca nimeni să nu stea acasă în ziua votului. Noi nu putem rămâne impasibili când vedem zilnic spectacolul jalnic care se întâmplă la televizor. Este momentul ca românii să decidă dacă în acești ani cu Băsescu le-a fost bine sau dacă doresc să facă într-adevăr o schimbare în bine. Eu îi întreb pe toți cei care ne ascultă. Românii v-a fost bine în acești ultimi ani în România pe Traian Băsescu? Am văzut ca prin minune că domnul Traian Băsescu se mândrește cu fiii țării. Eu mă întreb ce spun toate mamele acestor fii, știind prin ce lipsuri și dificultăți au trecut atunci când li s-a tăiat indemnizația. Traian Băsescu minte cu nerușinare atunci când vorbește de valori europene. Suntem singura țară din România care are un președinte inculpat în două dosare penale. E singurul șef de stat din Europa care își pune subordonații să atace țara mințind în exterior. E singurul șef de stat din Europa care a înjurat jurnaliști, a instigat cetățenii, a umilit aproape toate categoriile socioprofesionale. E singurul șef de stat din Europa al cărui frate controlează mafia. E singurul șef din Europa ai căror colaboratori colectau roadele evaziunii fiscale. Traian Băsescu e ultimul om din țara asta care ne poate vorbi nouă de cinste. E un om care, așa cum v-a spus, e inculpat în două dosare penale și un om care s-a ascuns în spatele imunității prezidențiale. Și, de fapt, asta e frica dumnealui. Își pierde imunitatea prezidențială și va trebui să dea socoteală oamenilor. Românii vor spune pe 29 iulie cine sunt cei cinstiți.
Traian Băsescu sau reprezentanții românilor care l-au suspendat pentru a nu mai produce abuzurile și pentru a-l întoarce la popor. I-a plăcut foarte mult lui domnul Traian Băsescu, ani de zile, să ne vorbească de întoarcerea la popor. Acum, când s-a întors la popor, fuge de aici. Să fie clar un lucru. Traian Băsescu pe 29 iulie nu se bate nici cu USL-ul, nici cu UNPR-ul, nici cu Parlamentul, nici cu clasa politică cu Cărușul. Traian Băsescu pe 29 iulie se bate cu poporul român. Poporul român care, pe care l-a împărțit în două categorii. O mare categorie cu cei cărora li s-au făcut mii de nedreptăți și o mică categorie, clica dumnealui, și cei pe care am mai reușit în continuare să-i păcărească. Este important ca toți să iasă la vot, să ne convingem și noi, cei care credem că Traian Băsescu a făcut mult rău, dacă poporul dorește să meargă mai departe cu el, sau dacă dorește să-l trimită imediat acasă, să-l demită. Doamnelor și domnilor, România nu mai are timp pentru scandalul politic. Uitați-vă ce se întâmplă. Avem de relansat economia acestei țări. Credeți dumneavoastră că cu acest personaj, cel mai conflictual pe care l-am văzut în viața mea de politician, România poate să mai meargă mai departe, măcar o zi? Eu cred că nu. Eu vreau să-i reamintesc lui Traian Băsescu că dumnealui astăzi nu mai este președintele țării. Așa că nu mai are dreptul să dea directive nici guvernului, nici parlamentului și nici ministerului de interne. În final, așa l-aș mai întreba o chestiune pe Traian Băsescu. De ce când s-a instalat la Cotroceni, s-a dus direct și s-a instalat în biroul de lucru al domnului Ceaușescu? Să fie oare faptul că dumneavoastră a considerat la un moment dat că Nicolae Ceaușescu a fost un mare președinte? Oricum, se pare că i-a preluat multe din apucăturile dumneavoastră. Mulțumesc! Deci trebuie să știm cu toții că și în Europa, Parlamentul European este alcătuit din partide politice. Și acolo se dictează tot politic, la fel ca în orice țară din Europa și la fel ca și în România. Partidul Popular European a impus această conduită. Nu ne deranjează atât timp cât ea se oprește la logica reglementărilor europene. În ceea ce ne privește pe noi, cei care ne batem pe Traian Băsescu, putem să-i asigurăm pe toți că vom respecta legile în vigoare. Dar ce s-a întâmplat la legile în vigoare și ce formă? Curtea Constituțională a avut acea decizie, premierul Ponta spunea el că se va convoca Parlamentul pentru a se pune în acord și pe referendum să va face în acord cu deciziile curții. În condițiile în care premierul Ponta a spus așa ceva, vă dați seama că nu o să-l contrazic. Eu, sub nicio formă, nu vă substitui guvernul și nu dau aici declarații de presă în numele guvernului. Nu, nu, e adică parlamentar. Deja, ce știți, vă animați să pentru a vizionare? Nu știu, nu știu, domnul Ponta, din zile, știu, nu a venit în România, ține-nțeală. Dar cum credeți că ar fi mai lene? Să fie convocat? Nu vreau să ne spun despre convocarea să spunim parlamentare. Acest lucru, cu siguranță, îl va face guvernul. Dacă nu s-a schimbat această opinie, ieri se mergea pe o demandă de urgență, poate ceva o să schimbat. Nu știu de nicio întrebare. Încă o dată, vă rog, aceste chestiuni, e corect să îl întrebați pe domnul Ponta și cu siguranță vă va răspunde. Deci, în acest moment, dar nici nu vreau să spun ce condiții se va desfășura referendumul. Eu, în momentul de campanie electorală, indiferent de condițiile în care se va desfășura referendumul, dorința mea, în numele democrației acestei, este să vină la vot atât românii care vor să scape de Traian Băsescu, cât și susținătorii lui Traian Băsescu. Să vedem care sunt mai mulți.
regula democratică spune că dacă unul din cele două blocuri este număr mai mare, acela câștigă referendumul. În condițiile în care Traian Băsescu va câștiga referendumul, înseamnă că noi ne-am înșelat, că poporul român a dus-o bine, că românii s-au gândit la faptul că li s-a tăiat pensiile, că așa a trebuit să se întâmple, că li s-a tăiat salariile, că așa a trebuit să se întâmple, că economia merge prost, că așa a trebuit să se întâmple. Dacă nu, vor câștiga cei care sunt de acord că Traian Băsescu este vârful de lance al tuturor acestor probleme. Dacă referendumul nu va fi validat, înseamnă că am greșit. Eu sper din toată inima că vom avea un referendum valid. Aici ține de responsabilitatea noastră a tuturor. Ce înseamnă am greșit? Ce înseamnă am greșit din punctul nostru de vedere? Al meu politic. Ați greșit că ați... Am greșit că am declanșat un referendum împotriva lui Traian Băsescu dacă românii vor spune altceva. Dacă Traian Băsescu va avea mai mult de nu decât de da de referendum, înseamnă că noi am greșit. Și v-ați sumat să spune la cum? În condițiile în care mai mulți români vor spune că Traian Băsescu nu trebuie demis, eu cu siguranță îmi asum răspunderea, am declarat acest lucru în forul de partid. De ce? Îmi dau demisia din toate funcțiile din partid. Și domnule Fericiu, am venit la știrea în ultimul moment în Comisia Europeană care va organiza... V-aș ruga știrea de ultim moment să așteptați o nouă conferință de presă după ce vedem și noi știrea. Eu personal nici măcar nu am văzut. Mulțumesc! Vreau să vă mai întreb ceva despre campania aceasta. Sunteți șeful de campanie de la PNL. Ce ați pregătit? Când este primul zi? Vă spun imediat ce ne vom consulta să dăm strategia de campanie, în mers, împreună cu colegii de la PNL. Avem cu siguranță. Mulțumesc, la revedere!